Pacea Domnului Isus. Suntem privilegiați prin provocarea pe care ne -o face Dumnezeu atunci când ne scoate din anonimatul sau din comunul lumii acesteia și face din noi copiii lui. Suntem privilegiați. Suntem privilegiați când nu rămânem la fel cu ceilalți, ci prin harul Domnului Isus Hristos, suntem însemnați, pecetluiți, diferiți de tot ceea ce lumea a avut, are și va avea vreodată. Suntem privilegiați în momentul în care Domnul Isus Hristos a venit aici și a lansat printre oameni împărăția Lui. Și a lansat împărăția Lui printre oameni cu oameni, adică cu ajutorul oamenilor. împărăția lui Isus Hristos n-a mers mai departe decât sau de locul unde creștinul s-a oprit. Când s-a oprit creștinul, s-a oprit și împărăția. Câte vreme creștinul a mers, împărăția nu s-a oprit. Cu alte cuvinte, duc împărăția lui Isus Hristos cu mine pentru că este în mine. Spuneam că suntem privilegiați datorită acestei împărății a lui Dumnezeu, dar suntem mai privilegiați în împărăția lui Dumnezeu, e în Sufletul nostru. Nu suntem doar membri ai împărăției, ci suntem împărăția lui Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu și Isus Hristos ne vorbește în felul acesta, vreau să vă întreb, e convenabil pentru noi sau e cam prea mult? E convenabil sau e cam prea mult? Vă las să vă gândiți, văd că ezitați, probabil că întrebarea mea n-a fost prea bună, sau prea bine pusă? Ca să fie mai limpede, voi face o referire la Sfânta Scriptură, la un text pe care în ultima vreme l-am mai citit. Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 10, de la versetul 34. Iisus le-a zis, nu este scris în lege, adică în Tora, în legea voastră. Eu am zis, sunteți Dumnezei? Vă rog să observați, sub solul indică Psalm 82 cu 6. Legea și psalmii. Dacă legea a numit Dumnezei pe cei cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate să fie desfințată, de ce vă deranjează că eu am zis, spune Domnul Iisus Hristos, că sunt Fiul lui Dumnezeu? Mai pun și eu întrebare asta încă o dată. Dacă am luat serios Cuvântul acesta. Sunteți Dumnezei. Ne-ar avantaja sau ne-ar dezavantaja? Sigur, îmi spuneți, păi nu, că noi nu vorbim aici despre îndumnezeire. Nimeni nu poate să fie Dumnezeu nici măcar după ce va veni Isus Hristos, nici măcar după momentul mântuirii. Nu este vorba de schimbarea naturii, nu vom fi Dumnezeu niciodată. Cu toate astea, spuneam în întâlnirea noastră anterioară, textul spune aici, va vorbit Dumnezeu și când Dumnezeu va vorbit, atunci Dumnezeu vă ridică la nivelul Lui. Și din cauza asta Dumnezeu spune, sunteți Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vorbește cu voi ca de la egal la egal, ca și cum ați fi egalul lui. Dumnezeu vă ridică, vă înalță, vă înnobilează prin faptul că stă de vorbă cu noi. Este extraordinar. Repet pentru a treia oară, e convenabil sau nu? De ce spun lucrul acesta? Dați-mi voie să încep din altă parte, acum, să încep cu un lucru concret. Probabil că sunt între dumneavoastră persoane care l-au cunoscut pe fratele Timiș, pe vremea când era președinte la conferința Cluj. Bănuiesc că da. Am fost acolo pastor în perioada mea de lucrător am fost angajat la Oradea și aparțineam de Cluj. Timp de doi ani de zile mergând la acea conferință am învățat un lucru extraordinar și anume că în conferința aceea se punea accentul într-un mod cu totul și cu totul deosebit pe calitatea ținutei pastorale. Adică nu puteai să-ți permiți niciodată ca pastor acolo, în zona respectivă, să fii altfel decât pastor la costum și cravată. S-a mers întotdeauna pe ideea că pastorul este reprezentativ, este reprezentantul a ceva mai mare decât el însuși. Poate că uneori am înțeles, poate că uneori n-am înțeles. Dar și la piață, dacă mergeai ca pastor, trebuia să mergi în costum și cravată. Vreau să vă întreb, convenabil sau nu? Convenabil sau nu? Foarte mulți dați din cap și spuneți că nu. Probabil că da. Probabil că da, adică nu era convenabil. Nu era deosebire dacă, spre exemplu, era sâmbătă sau joi. Pastorul trebuia să fie la fel ca în sabat și în ziua de joi. Convenabil sau nu? Din nou spuneți că nu. Bun. Pastorul trebuia să fie în costum dimineața la ora 7 și și seara la ora nouă. În continuu. Convenabil sau nu? Sigur că da. Și s-a dezvoltat un soi de oboseală, cel puțin în mintea celor ce interpretau această situație. Și adică, adică se punea întrebarea, dar de ce, frate, trebuie să și joi? Lasă-mă să fiu și eu în blugi, măcar o dată. Și acolo se spunea, nu? Nu, tu trebuie să fie așa. Și joi, și joi. Oh, după ce s-a instalat un fel de oboseală la nivel de interpretare și anume e greu să fii în costum tot timpul, după ce a apărut al doilea gând sau a doua interpretare și anume e formalism. Adică se face de formă, numai pe din afară. Ce să vă spun? Poate că aveau dreptate. Poate că se făcea numai pe din afară. Poate că la foarte mulți nu le plăcea lucrul acesta. Poate că era deranjant și obositor. Toate lucrurile astea la un loc. După o vreme, datorită oboselii, datorită ideii de formalism, datorită altor idei, lucrul ăsta a dispărut. Conferința care era oarecum cunoscută ca fiind o conferință a etichetei, a reprezentării, a lucrului frumos, a oamenilor care erau întotdeauna gata să reprezinte pe cineva mai mare ca ei, conferința n-a mai avut această calitate. A devenit și ea ca oricare alta. Dar, care, dar, ceea ce a contribuit dramatic la schimbarea felului de a gândi a fost o anume întrebare sau o anume afirmație, cea de-a treia, de fapt, care n-am amintit-o încă, și care este extrem de importantă și aș vrea să rămânem asupra ei. La seminar, mai de mult, în, vremuri, în vremurile acelea de etichetă, se învăța că pastorul într-adevăr este reprezentantul lui Dumnezeu 24 de ore din 24 de ore. Pe baza acestei idei se construia ținuta pastorală. Apoi, în gândirea pastorală, la nivel de, la nivel de teologie, a apărut ideea destul de circulată la vremea aceea, așa anume, nu e adevărat. Pastorul e și el, ziceți dumneavoastră, om. om. E și el om. El nu e Dumnezeu. Ce? E Dumnezeu? Nu, e și el om. Adică are și el slăbiciunile lui, are și el concediul lui, are și el programul lui, are și el limitele lui. Și primii care și-au însușit ideea aceasta, cine a fost? Cei ce obosiseră să reprezinte. Cei ce obosiseră să fie reprezentanții al cuiva. Cei ce obosiseră, cei ce nu erau siguri, au zis, da, suntem și noi oameni. Sigur că da. Și dacă sunt și eu oameni, dacă sunt și eu om, s-a ajuns până acolo încât la un moment dat, în ultima vreme, unul dintre pastori din altă parte spunea, da, eu sunt plătit numai pentru atât, să fie clar. Pentru atât sunt plătit. Și în rest, nu este timpul meu particular. Și când mă duc la piață astăzi, mă duc îmbrăcat ca la piață, astfel încât nimeni nu mai recunoaște în mine pe pastorul care merge la piață. Nu. Toată lumea zice, e încă un om care a mers la piață. Joia nu e ca sâmbătă. Seara nu e ca dimineața și așa mai departe. Poate că am devenit mai onești. Nu știu. Credeți că am devenit mai onești? Gândind așa? Încă o dată, poate că am devenit mai onești. Dar vreau să vă întreb, ce am pierdut? S-a pierdut ceva sau nu? Cineva spune gândul la Dumnezeu. Mulțumesc! Am pierdut ceva? Am pierdut pastorația. În mare parte. Nu întotdeauna, nu vreau să generalizez. Dar pastorul nu mai este pastor 24 de ore. Când te întâlneai cu fratele pastor, pe stradă, la 6 seara, la 9 dimineața sau oricând, mersul lui, Haina lui vorbea despre faptul că el este păstor. Depășise cu mult 8 ore de lucru. Nu era nicio problemă, se, se terminaseră cele opt ore. El încă era, poftiți, el încă era pastor. S-a dus acasă, a închis ușa, se pregătește de culcare, îi bați la ușă cu o problemă, el apare și îți deschide ușa tot, pastor. Ai nevoie de el la ora 12 noaptea. El este tot acolo. Cum e cu suntem și noi oameni? Gândul acesta a fost un gând care a erodat foarte mult și nu numai la nivel pastoral. Eu am luat exemplul pastoral pentru că e îndepărtat de noi. Realitatea este însă că astăzi creștinii vorbesc la fel. Suntem și noi oameni. Ce înțelegem atunci când spunem suntem și noi oameni? Ce vrem să spunem? Avem și noi slăbiciuni. Avem și noi greșeli. Deci care e modelul? Suntem oameni. Ăsta e modelul. Adică, cu greșeli, nu-mi cere să fiu mașină. Nu-mi cere să n-am greșeală. Nu-mi cere să n-am și eu momentele mele de cădere. Nu-mi cere să fiu și eu. Nu. Lasă-mă să fiu cum? Nu vi se pare că textul acesta din Ioan 10 cu 34 este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei? Nu vi se pare că este un text pe care l-am anulat aproape definitiv din conștiința noastră? Nu vi se pare că nu ne mai responsabilizăm până la urmă cine suntem, cum suntem, pe cine reprezentăm, mai reprezentăm pe cineva? A venit Isus Hristos între noi și a hotărât să recupereze omul din păcatele lui, din slăbiciunile lui, din dezordinea lui, din neputința lui din mocir la lui și l-a recuperat în așa fel încât l-a ridicat la un nivel inexplicabil din punctul nostru de vedere. Auziți, sunteți aceea cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu va a vorbit vouă, dacă Dumnezeu v-a dat cuvântul lui, voi sunteți la nivelul lui Convenabil sau inconvenabil? E convenient sau nu? Vreau să vă întreb, preiau ideea asta, gândul ăsta din partea lui Dumnezeu, îl preiau sau îl refuz? Îl resping? Pentru că vreau să vă spun limpede. Orice cuvânt al lui Dumnezeu are putere în măsura în care eu las să rodească în viața mea, cu alte cuvinte îl accept. Dacă mi se pare că vorbirea aceasta este prea de tot, vorba lui Ioan, capitolul 6, e prea de tot, atunci nici măcar, nici măcar nu va intra în discuție, nici măcar nu va intra la nivelul minții să mă gândesc, dar știți cine sunt eu? Eu nu mai sunt un om obișnuit. Eu sunt un om pus deoparte, sunt răscumpărat. Iisus Hristos a spus că sunt ca El, sunt urmașul Lui. Fac parte din împărăția, din împărăția Lui. Gândim așa? Sau nu ne mai place să gândim? Prea de tot. se luase modelul din altă parte. Aș vrea să citiți repede cu mine în Levetic, capitolul 8. Uite, ia Dumnezeu niște sclavi din Egipt, îi scoate până ieri erau nimeni și dintr-o dată fiți atenți cum se raportează la ei. Versetul 9, capitolul 8, cu versetul 9, veticul. I-a pus mitra pe cap, iar pe partea dinainte a mitrei a așezat placa de aur, adică cununa împărătească sfântă. Vă rog să observați dumneavoastră, preoții erau, erau încoronați. Aici este vorba de sfințirea lui Aron și a fiilor săi. Preotul era încoronat. Ce înseamnă încoronat? Erau făcuți regi. În aceeași persoană era marele preot și regele. Imaginea apare mai târziu în profeții mici, atunci când vorbește despre Isus Hristos. Isus Hristos, mare preot și rege, era prototipul lui. Preotul era încoronat. Vă aduceți aminte ce scria pe placa de aur? Sfinții Domnului. Regalitatea sau încoronarea se făcea prin sfințire. Mai e valabil și în Noul Testament sau nu mai e valabil? Hmm? Noi spunem că preoția aparține Domnului Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos este cel care în sanctuarul ceresc este marele nostru preot. pentru el este cu una împărătească. Dar pentru noi este sau nu este? V vă las să vă gândiți. Aș vrea să știu dacă lăsați ca gândul ăsta să pătrundă în mintea noastră, sau nu? Sau dacă vă împotriviți? Adică, ceea ce spunea Cornel. Preoția credincioșilor. Voi sunteți o seminție aleasă. Un neam sfânt. O preoție... Ce fel de preoție? Împărătească. O preoție împărătească. Cine? Adică e Domnul Isus Hristos în ceruri, fără discuție, cu marele preot încoronat, prototipul nostru, dar aici pe pământ, cei ce sunt al lui Isus Hristos, seamănă cu El. Fac același lucru. Cei ce poartă împărăția lui Dumnezeu în suflet, Urmează modelul din punct de vedere al calității. Suntem cu el. Nu știu dacă ați problema din Ioan, capitolul 10, Evanghelia după Ioan, capitolul 10, Domnul Iisus Hristos le spune lor, marea voastră problemă este că eu fac aici înaintea voastră lucrările Tatălui meu, minunile Tatălui meu caracterul lui îl desfășor înaintea voastră. Iar voi nu știți. Nu-l cunoașteți pe tatăl meu. De asta nici nu mă primiți pe mine ca fiind fiul lui. De asta nici nu mă primiți pe mine când spun că sunt fiul lui Dumnezeu și m-am făcut ca Dumnezeu. Pentru că nu cunoașteți ce anume. Lucrările tatălui meu. Vă dați seama că este o mare primejdie că dacă nu-L cunoaștem pe Isus Hristos, dacă nu-L cunoaștem pe Tatăl, să nu cunoaștem nici lucrarea mântuirii. Ca mântuirea să se desfășoare în jurul nostru și noi să nu recunoaștem. Lucrarea mântuirii are rost profunzime numai în măsura în care ne-am așezat sub numele prezența identitatea tatălui atât Există două idei mai vreau să aduc înaintea dumneavoastră mă grăbesc să nu vă țin mai mult dar în 1 Corinteni capitolul 3 apostolul Pavel are ceva de spus Corintenilor și le spune așa. Versetul 1. că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești. Da. Durerea mare este că Pavel a trebuit să vorbească așa în biserică, nu în afara bisericii. Și spune, în biserică există oameni lumești sau prototipul sau modelul este lumesc. În biserică modelul ar fi trebuit să fie cum? Dumnezeiesc, duhovnicesc, dar zice, n-am putut pentru că sunteți lumești. De ce înseamnă ca un creștin să rămână lumesc? Vreau să vă întreb, creștinul lumesc calcă poruncile lui Dumnezeu? Păi dacă le-ar călca, ar fi exclus. Că Pavel îi dădea ușor pe mâna celui rău. Nu ușor. Adică apare în Corinteni exercițiul disciplinei în biserica respectivă și spune să fie dat pe mâna satanei. Nici o problemă. Dacă ar fi călcat poruncile lui Dumnezeu, ar fi fost dat afară. Încă o dată, oamenii lumești călcau poruncile? Fraților, se pare că nu. Biserica din Corint era acea biserică ce se străduia să țină cât de cât poruncile lui Dumnezeu. Porunca lui era respectată între ei și Pavel face ordine atunci când îl dă la o parte pe un desfrânat, atunci când arată cu degetul și rezolvă alte probleme. Citesc mai departe. V-am vorbit ca unor oameni lumești ca unor prunci în Hristos, v-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteți suferi, nici chiar acum nu le puteți suferi. Trebuie să înțelegem că niciodată Biserica lui Iisus Hristos n-a fost adăpost pentru, pă pentru păcat. Întotdeauna în Biserica lui Iisus Hristos s-a exercitat disciplina de curățire a Bisericii. Nu a fost altfel. Cu toate astea, în versetul 3, Pavel vorbește cu durere. Tot lumești sunt. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri, dezbinări, ă, sunt păcate mai subțiri, fraților, mai fine. Certurile, zavistiile și așa mai departe, astea care nu le poți pune, nu le poți aduce la comitet, nu le poți pune sub disciplină, Doi frați, nu se înțeleg, merg, nu se uită unul la altul, se vorbesc și așa mai departe. Nu sunt păcate capitale. Nu-i vorba de desfriu, curvie, minciună, hoție, crimă. Nu-i vorba de așa ceva. E vorba de altceva. Pavel spune, lucrurile astea sunt pentru că sunteți. lumești Ai cui sunteți? Ai cui? Și apare aici problema asta pe care aș vrea să o subliniez și anume. Există în lumea creștină, există în Biserica lui Isus Hristos situația în care un om încearcă să facă voia lui Dumnezeu, în același timp însă nu se angajează să fie și al lui Hristos 100%. Adică Iisus Hristos i-a spune, voi sunteți Dumnezei, voi sunteți fi de Dumnezeu și așa mai departe, Omul ar spune, oh, dar e prea de tot. Nu nu, 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 chiar, nu chiar așa. Păzim și noi poruncile, grosomodo, nu mergem acolo să nu ne cinstim părinții, nu călcăm sabatul, nu mergem să, eu știu, să furăm, desfrul nici nu se pune problema. Dar ești ca Iisus Hristos? Și aici apare o ruptură în gândire. Păi la asta nici nu m-am gândit. Dar la ce te-ai gândit, Valentin? Păi m-am gândit să fiu și eu un creștin moral, să nu fac aia, să vin la biserică, să fiu împreună cu ceilalți, să... Foarte bine. Da. Ești al lui Iisus Hristos? Păi nu-mi cer prea mult, Doamne. sunteți fi de Dumnezeu, dar nu-mi cer prea mult. Ultima idee cu care aș vrea să închei este următoarea. În momentul în care, în Roman, capitolul 8, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre omul duhovnicesc, el vorbește pornind de la mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și rezolvă o problemă de fond aici. Nu este nicio sândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu mai trăiesc după îndemnurile firii lor pământești, ci trăiesc numai după îndemnurile Duhului. Ceea ce spune aici Apostolul Pavel este următorul. Următorul lucru și anume, Predă-te întâi pe tine lui Isus Hristos și pe urmă gândește-te ca cine trebuie să trăiești. Predă-te lui Isus Hristos. Predă-te lui Dumnezeu. Fă lucrul ăsta. Spune că ești ai Lui. Acceptă la nivelul minții că nu mai ești al tău. Acceptă la nivelul ființei că omul cel vechi, Valentin, nu mai trebuie să trăiască. Acceptă la nivelul minții că trebuie să aibă loc o minune care nu ține nici de mine, nici de tine. Și minunea asta înseamnă să moară Valentin, să trăiască în Valentin cine? Cine? Nici măcar un Valentin nou. Nu, nu, nici măcar un Valentin nou. Trebuie să trăiască cine? Isus Hristos. Cât timp? Opt ore. Numai când ești la birou, atunci când venim la biserică, că de suntem și noi ce suntem. Apropo, ce suntem? Suntem oameni? Asta e problema. Că dacă suntem oameni, Și dacă nu suntem oameni noi, tot ceea ce facem noi este îndreptățire prin fapte. Dacă suntem tot oamenii vechi și dacă noi suntem cu slăbiciuni și tot încercăm cu slăbiciuni să ținem legea lui Dumnezeu, să fim plăcuți lui Dumnezeu și așa mai departe, ajungem acolo încât să-i spunem Domnului Isus Hristos, Doamne, dar te rog frumos. Nu mai fi așa de pretențios. Mai primește și cum e pe aici pe la noi. Pe păi cum e pe aici pe la noi? Pe aici pe la noi mai e așa mai cu slăbiciune. Mai cu. Uh, mai minte unul, se mai ceartă altul, mai nu se iubesc cu pe alții, cam așa e. Dar primește-ne și așa. De ce? Păi numai așa putem noi. Wow! E adevărat că așa, numai așa putem noi. E adevărat că de-aia trebuie schimbat omul. Că numai atâta poate. Schimbă-l. Iar din punct de vedere al rugăciunii tatăl nostru zice -ă -ă, cum e în cer și pe pământ. Nu schimbăm lucrurile ce anume să fie în cer cum e pe pământ. Aici m-aș opri pentru ca să vă rog să înțelegem cât de important este să nu fim și noi oameni. Să fim și noi, ziceți. Oameni noi. Să fim și noi fi de Dumnezeu? Să nu fim din lumea asta? Ci să fim din cerul lui Iisus Hristos? E o problemă de identitate. Aș vrea în seara asta să ne punem problema asta. Serios. Ai cui suntem? Ce identitate apărăm pe cine reprezentăm. Și îmi iau curajul să vă întreb 24 de ore, 7 zile pe săptămână, sunteți de acord cu asta? Să fim mai lui? Nici o clipă ai altuia? Vă dați seama ce fel de oameni ar am fi? Cum ar, cum ar arăta Biserica lui Isus Hristos? Despre asta e vorba. Schimbarea buletinului ceresc. Vă rog frumos. Haideți să începem să ne gândim. Să fim cetățeni împreună cu Sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu și să n-aparținem de lumea asta. Nici măcar o secundă în existența noastră. Amin. Ne așezăm înaintea ta, Părinte, și în seara aceasta cu rugămintea sufletului ca să ne luminezi viața, să ne umpli sufletul cu prezența ta. Să ne ajuți ca în mod deliberat să decidem să rămânem Ai tăi. Ajută ne, Părinte, să dorim să fim fii ai Tatălui care este în ceruri, astfel încât cetățenia acestui pământ să nu ne mai intereseze. Fă, Doamne, ca atunci când Lucrăm pe pământul acesta, să aducem în existența acestei lumi lucrările tale. Să fim copiii împărăției tale și împărăția ta să se reflecte prin noi mai departe. Legea ta să poarte numele Domnului Isus Hristos atunci când o trăim pe pământul acesta. Să învățăm de la Mântuitorul nostru frumusețea ascultării de tine. Să învățăm de la el frumusețea deosebită a bisericii tale, a poporului tău, a relației cu tine. Fă, Doamne, ca plecând în seara asta din locul acesta, frământarea minții noastre să fie în legătură cu frumusețea nemărginită a caracterului Domnului Isus Hristos și cu dorința noastră de asemenea Lui în întregime. În numele Mântuitorului te-am rugat și îți mulțumim. Amin.